Plăcută sarcină de a mulțumi întâi de toate bunului Dumnezeu că ne-a cinstit astăzi cu o zi minunată. Această sfântă zi pe care bunul Dumnezeu a rânduit-o pentru parohia noastră va rămâne de neuitat. Ziua de 23 iulie, prima duminică, după sărbătoarea Sfântului și Marelui Proroc Ilie Tezvitianul, zi în care înalt preasfințitul Mitropolit Andrei a binevoit să binecuvinteze și să sfințească, să pună sigilul terminării acestei sfinte biserici. Acum și în acest moment putem să spunem, să declarăm că biserica este gata. Mulțumirea pe care o datorăm bunului Dumnezeu ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să înțelegem cuvintele Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Însuți îmbracă cu darul Tău pe preotul Vasile Cătălin și îl înfrumusețează cu bună cuvință ta ca să stea el întâi între preoții poporului tău și îl ridicește să fie pildă bună celor de dvădânsul. Binevoiește ca nevlavie și cu cinste să-și petreacă viața ta. Că tu ești dătătorul înțelepciunii și pe tine te laudă toată făptura în vecii vecilor aminte. Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh, te prohirițește pe tine, preacucernice Părinte Vasile Cătălin, s-a felat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vrednic este!